Într-o zi mohorâtă de toamnă, am poposit în Băilești, pe urmele unuia dintre cei mai mari și mai iubiți actori români, care reușea să ne însenineze zilele chiar și în cele mai furtunoase clipe. Vizita noastră a început chiar în locul unde a trăit odinioară Amza Pelea și care a fost transformat în casă memorială. În casa în care a copilărit și și-a trăit adolescența marele actor Amza Pelea. Foarte interesant, de-abia așteptam să ajung la Băilești. Ce avem aici lângă noi? Ceva ce a fost popularizat la noi în țară, da, chiar de către Amza Pelea, prin personajul pe care l-a însuflețit, prin Neamărin. Avem vestitul Zaibăr. Știu că el este cunoscut în special pentru personajul lui Neamărin și pentru Mihai Viteazu. Și pentru Decebal, dar specialiștii consideră că cel mai mare rol pe care l-a făcut vreodată este cel din Osânda. Din cărciumă m-a mai dat afară că e cărciuma lui. Dar niciun glonț din lume nu e în stare să mă miște din loc. A dat măsura talentului și capacității sale de a reprezenta ceva în scenă. Grijania ei de lume. Vă rog să poftiți în camera copilăriei și adolescenței lui Amza Pelea. Mulțumesc. Este o reconstituire aici? O reconstituire a ce a fost odată. Bineînțeles că... O cameră oltenească. O cameră oltenească. După câte vedeți, sunt și articole de îmbrăcăminte tradițională, obiect personal, o vestă și pantalonii aceia. Spuneți-mi, când l-ați creat pentru prima oară pe Neamărin? Sau cum v-a venit ideea? Răspundeți de altfel, să știți, telespectatorilor, nu în special nouă celor de la emisiunea de sâmbătă după amiază, fiindcă am primit o mulțime de scrisori în legătură. A avut o naștere mai lungă, în sensul că eu povesteam încă din timpul liceului, pe urmă la facultate, colegilor de cămin, de clasă, le povesteam întâmplări de la mine din sat. Încet, încet ele au început, cum să spun, să se concretizeze în gura unui anume personaj. Ideea mi-a venit însă mult mai târziu, când am fost solicitat de radio-televiziune, de radio în primul rând, de unul din foștii colegi care mi-a spus: mă, tu în timpul facultății ne spuneai niște întâmplări oltenești, n-ai vrea să le spui la radio. Eu m-am dus cu inima îndoită, ca să fiu sincer, că mă gândeam că ele au un efect într-un cadru restrâns. M-am dus, ei au primit, tot așa cum spuneți dumneavoastră, niște scrisori și așa au început emisiunile. Cum s-a concretizat Mărin și Veta? Ăsta e un omagiu adus unui unchi al meu care a dispărut pe front. Ce ne puteți spune despre copilăria și adolescența lui? Cum era el atunci? Era un tip zburzalnic, neastâmpărat, dar plin de bunătate. Știu de la colegii de școală, mai mari sau mai mici. Odată i-a bătut directorul școlii pe el și pe încă unul, pentru că i-a văzut când ieșea pe poartă din apropiere, că se ridicaseră și era o fântână la poarta școlii și se uitau înăuntru, că-i mințise unul că a aruncat cu o seară înainte o motocicletă de aur și o pălărie de sidef. Vă dați seama ce imaginație i-a văzut și i-a chemat și i-a bătut pe amândoi și pe urmă s-a dus alături, unde era directorul băncii Amza cel bătrân și i-a părât pe amândoi, care au mai luat încă o bătaie acasă. Bă, fraților, mă mânca varneica, bă, să țineți minte de la mine, că nimeni nu mai alăra cu pe pământ ca gura lumii. Bă, când o intra în gura lumii, s-a isprăvit cu tine, gata, nu mai scap de afară. Poți tu să te bași și în gaură de șarpe. Gura lumii te găsește și te judecă. După cum bine ați văzut, Denis îl interpretează foarte bine pe Sucă. Spune-mi, te rog, a existat Sucă în realitate? Da, Suca a existat în realitate, însă toate povestirile pe care Amza Pelea le-a transmis publicului sunt fictive sau împrumutate din folclor, ca să zicem așa. Ce înseamnă Amza Pelea pentru tine?
Amza Pelea pentru mine reprezintă un important reper artistic la care noi tinerii ar trebui să ne raportăm mai des. Și ca om? Ca om, Amza Pelea mi se pare că a fost un om extraordinar, pentru că deși a ajuns sus și a ajuns un actor de succes, niciodată nu a uitat de unde a plecat, niciodată nu și-a uitat originile și întotdeauna s-a întors aici cu drag. Ce știu cei din generația ta despre Sucă? Despre Sucă? Nu știu dacă cei din generația mea știu foarte multe despre Sucă, pentru că cei din generația mea au alte preocupări în zilele noastre, însă pot să spun că fiecare din copiii din generația mea, mai mici, mai mari, au câte o parte din Sucă în ei. De multe ori când un copil face câte o năzbâtie, îl poreclim Sucă, îi spunem, dar nu fi Sucă. Neamărine! Să n-ai parte de program la televizor pe anul care vine, zice nepotul Sucă, dacă nu mă ieși pe mine, petrece revelionul la înălțime. Hai zice că fără mine nu te descurci, că eu mai fusei pe acolo, pe la Stejeriș, cu o excursie. Dar mă, tale, zice, mă, zic, Sucă, mă, te-aș vrea, dame, că ne facem de pomină, mă. Neamărine, zice, mă jur. Mă jur că nu ești din vorba mea tale. Păi zic, jure-te. Păi și cum? Zi așa după mine cuvânt cu cuvânt. Zi așa după mine cuvânt cu cuvânt. O, bă, zic că nu începu jurământul. O, bă, că nu începu jurământul. O, bă, narodule, o, bă, narodule. Jartă-i, trebuie să iei una, bă, fraților, ca să-l opresc. O, bă, neamărine, de ce n-ai? Că mă tale zice, neamărine, de ce? Eu uite, mă luai și eu după narod. Bă, zic, fii atent la mine, aci. Zi așa. Să-mi cadă părul după picioare dacă ieși din vorba mea tale. De ce te-aș, mă? Iete-te. Vrei să-mi tragi iar o palmă? Păi ce, eu n-am păr pe picioare, matale, ai vrei să mă prinzi? Bă, neamărine, zici, eu de când sunt șmecherie mai cu ghivet ca matale n-am văzut. Bă, fraților, dacă vă zic că mă laud așa, vă zic că mă laudă mai mă moiai. Bă, zic, iete ce e, mă, jură-te tu pe ce ai tu mai scump. Neamărine, zice, să n-am parte de ce văd înaintea ochilor. Păi ce vezi tu înaintea ochilor, mă? Păi ce pe matale? Jert! Îi mai trăsăi una. Amenajarea casei memoriale s-a făcut doar într-o mică porțiune din fosta casă a actorului, dar cei care administrează locul au decorat totul cu mult suflet și au redat destul de bine atmosfera în care Amza Pelea a trăit în copilărie la Băilești și la maturitate în București. Camera în care ne aflăm poartă denumirea de biroul lui Amza. Este o cameră în care se regăsesc obiecte ce i-au aparținut lui Amza, cum ar fi caseta pentru pescuit, pușca de vânătoare, avem undeva în partea stângă scrumiera pe care o folosea pentru că toată lumea știe că Amza a fost un fumător înrăit. Am plecat la pas spre inima orașului ca să vedem și o curiozitate legată de ultima dorință a artistului Amza Pelea. Prin 1980-81, Oana dădea niște examene la IATC. Și Amza trebuia să plece într-un turneu, ori să plece în Germania, unde urma să turneze un film. Fapt este că avea nevoie să rămână în țară sau să rămână alături de ea, să o încurajeze pentru examenele de la facultate. Și atunci cineva i-a sugerat să meargă la un medic și să-și ia o scutire. Și fără să bănuiască nimic, absolut nimic, s-a dus la medic și medicul i-a descoperit boala care l-a doborât. Și a început un tratament cu niște medicamente japoneze care presupuneau că trebuie să aibă restricție la apă, să nu bea apă. Și îi spunea Floarei, mătușa lui, cumnata lui, mă scuzați, Floare, când o-i muri eu, să-mi dați de pomană, nu mâncare, apă. Apă multă, cu cana, cu găleata, cu butoiu. Apă multă, multă, multă. Vă dați seama, răbda pur și simplu de sete. De aici a apărut această obsesie a lui cu fântâna și, într-adevăr, în clipele alea de dinaintea morții, și-a manifestat dorința de a se construi o fântână în centrul orașului.